7 HD, un tractor pe care New Holland l-a dus în premieră anul acesta la Agriplanta Romagrotec și nu este T7-le pe care îl știam, ci unul cu o configurație nouă. Spune-ne, te rog, mai multe despre el. T7 HD din spatele nostru este o nouă generație, T7 HD Genesis, varianta Genesis fiind implementată prima dată pe T8. Anul trecut a fost lansată și pe varianta de T7 HD, deci avem în spatele nostru un T7 HD Genesis. De ce Genesis? Genesis este o structură electronică a tractorului făcută în jurul operatorului pentru a putea ajuta fermierul să-și optimizeze lucrările și toate funcțiile tractorului, astfel încât productivitatea pe întreaga zi să fie cât mai mare. Avem disponibile trei variante, de 250, de 275 și de 300 de cai. Se poate vedea pe el PLM Intelligence, asta înseamnă că tractorul este construit în așa fel încât poate fi disponibil cu sistem de ghidare automată cu precizie de până la RTK, 2 cm. Este disponibil cu un sistem de monitorizare de la distanță prin care fermierul poate să intre pe un site și poate vedea tractorul, poate vedea parametrii tractorului, poate vedea dacă tractorul are probleme, poate vedea ce face operatorul, unde este, cu ce viteză lucrează și mulți alți parametri. Are o transmisie autocomand, nu? Are o transmisie cu variație continuă autocomand, o transmisie foarte ușor de utilizat, care vine întâmpinarea fermierilor, o transmisie care se protejează la anumite probleme pe care le poate crea operatorul. Știm foarte bine că este o lipsă de operatori și de oameni pregătiți și astfel o transmisie autocomand este o transmisie care face anumite reglaje automat, astfel încât tractorul să poată funcționa la parametri maxim, cu un consum cât mai redus de carburant și în același timp se protejează de erorile pe care le poate face operatorul. În ce fermă l-ai vedea lucrând la noi în țară? Eu consider că este un tractor care poate fi în toate fermele, indiferent, mai mici, mai mari. Că vorbim într-o fermă mai mică, poate e tractorul mare care e utilizat la lucrările grele, dar într-o fermă foarte mare care poate fi tractorul utilitar pentru transport remorci mai mari sau pentru semănat, inclusiv poate lucra cu o semănătoare cu pregătire de 4 sau de 6 metri. Este un tractor multifuncțional, care poate fi folosit inclusiv în fermele de animale, cu cositoare frontală, un tractor care își găsește locul în orice fermă, dacă stăm să ne gândim așa. Acest tractor l-ați primit din Germania, se și vede, este branduit, arată că este o noutate. Când vor putea fermierii să-l vadă, să-l cumpere? Fermierii ne pot contacta, pot vorbi cu colegii de la vânzări și pot primi tractoarele anul acesta, dacă sunt interesați. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu!